Bună seara, sunt Tatiana Anastas și vă prezint știrile Pro TV, iată care sunt cele mai importante evenimente ale zilei. Mai mulți polițiști din Soroca sunt acuzați că ar fi snopit în bătaie doi bărbați în incinta inspectoratului de poliție din localitate. Sub ofițerii vizați au fost suspendați din funcții. Sute de oameni au protestat astăzi în centrul capitalei împotriva prețurilor mari la gaze și combustibil. Manifestanții au adus cu ei 10 de saci plini cu tizic. Consiliul Național al Monumentelor Istorice va examina din nou proiectul referitor la construcția complexului locativ din centrul istoric al Chișinăului. Șansa de supraviețuire a copilului de 5 ani din Maroc, căzut într-o fântână adâncă de 30 de metri, este tot mai mică. După 3 zile de muncă, salvatorii își continuă efortul de a ajunge la el. Doi bărbați ar fi fost snopiți în bătaie de către oamenii legii, chiar în inspectoratul de poliție. Incidentul ar fi avut loc acum câteva zile în Soroca, după ce victimele implicate într-un conflict ar fi solicitat ajutorul polițiștilor. Inspectoratul de poliție din localitate susține că subofițerii acuzați au fost înlăturați de la exercitarea atribuțiilor de serviciu, iar procuratura din Soroca a pornit un dosar pe acest caz. Din imaginile de pe camerele de supraveghere obținute de deschide.md se vede clar cum cele două persoane care au solicitat ajutorul polițiștilor au fost aduse la inspectorat. Ulterior, un polițist a scos din automobil una dintre cele două victime, iar după ce a doborât-o la pământ, i-a aplicat mai multe lovituri. Potrivit poliției, cazul a avut loc pe 31 ianuarie, când doi bărbați au chemat oamenii legii după ce ar fi fost agresați de alte câteva persoane. Ajunși la fața locului, polițiștii au constatat că bărbații au avut un conflict într-o stație Peco. În timpul discuției, cei doi au solicitat polițiștilor să-i ducă acasă cu automobilul de serviciu, se arată în comunicatul de presă emis de oamenii legii. Astăzi, angajații de la stația Peco respectivă nu au vrut să ne ofere mai multe detalii. Bărbații au fost transportați la Inspectoratul de Poliție Soroca pentru documentarea cazului, însă ajunși acolo, între aceștia și oamenii legii s-ar fi iscat un conflict. Unul dintre bărbați a sunat la 112, spunând că ar fi fost agresat de polițiști. Am fost astăzi la Inspectoratul de Poliție din Soroca pentru a afla mai multe detalii, însă nimeni nu a vrut să discute cu noi. Cum vă spun nimic, mă acuzați, nu e incompetența de mine. Potrivit IGP, după producerea incidentului din 31 ianuarie, subofițerii vizați în acest caz au fost înlăturați de la exercitarea atribuțiilor de serviciu pe perioada desfășurării anchetei de serviciu. Cu o reacție a venit și Ministerul Afacerilor Interne. Pe pagina sa de Facebook, Ana Revengo a scris că a solicitat pornirea unei anchete speciale SPIA. Deocamdată nu este clar ce pedeapsă vor primi polițiștii. Cu o reacție a venit Avocatul Poporului, care a inițiat un proces de investigație în acest caz. Ceslav Panico susține că va monitoriza desfășurarea anchetei interne în cadrul MAI, acțiunile procurorilor, precum și finalitatea acestei cercetări. Mascații de la Fulger, alături de mai mulți polițiști, au înconjurat noaptea trecută un local din capitală. După ore bune de negocieri cu administratorii clubului, oamenii legii au fost lăsați să intre în interior. Deschideți! Poliție, deschideți! Legislația și ați activat după ora 20. Câți clienți erau în local și cum au motivat aceștia faptul că nu respectă regulile antipandemie impuse de autorități, vă spunem imediat în jurnal. Un val de critici a invadat rețelele de socializare după ce Maia Sandu l-a numit pe Dorin Recean în funcția de consilier prezidențial în domeniul apărării și securității naționale. Mai mulți politicieni o acuză pe șefa statului că prin această decizie ar aduce la conducerea țării oameni din Partidul Liberal Democrat al Republicii Moldova. Responsabilii de la președinție nu au comentat acuzațiile. O decizie greșită. Pericolul că domnul Recean a tolerat în perioada lui de ministru multe scheme care au fost pornite de Filat, preluate de Plohotniuc, de Dodon. Care este garanția că aceste scheme nu vor reapărea? Nicio garanție. Fostul deputat al platformei DA, Alexandru Slusari, o acuză pe Maia Sandu că ar aduce la guvernare oamenii din anturajul fostului premier Vlad Filat. Domnul Recean face parte din trecutul Republicii Moldova, care a fost unul foarte dubios. A fost ministru afacerilor interne în perioada când s-a pornit masiv contrabanda din Transnistria cu țigări.
a fost o persoană care nu a avut cu ce să se laude. Cu acuzații la adresa Maiei Sandu a venit și liderul Partidului Schimbării, Ștefan Gligor. Acesta a spus că influența lui Dorin Recean în identificarea unor candidați în anumite funcții s-a văzut și până la numirea lui în această poziție. Condamnăm o astfel de numire care va discredita și mai mult actuala guvernare. Va lovi instituția președinției în încrederea în această instituție. Considerăm că putea fi numită o altă persoană mai competentă, fără a fi afiliată cu guvernările din trecut. Responsabilii de la președinție ne-au spus că nu comentează acuzațiile. Decizia doamnei președinte Maia Sandu este reflectată în decret. Criticile nu le comentăm, este dreptul fiecăruia să se expună. Pe de altă parte, deputatul PAS Dumitru Alaiba spune că decizia Maia Sandu este una corectă. Este o știre proastă, în primul rând, pentru oligarhii fugari și pentru schemele care continuă pentru încă o scurtă perioadă. Este o decizie care oamenii au să o judece peste ceva timp. Și eu cred că a fost o decizie bună. Dorin Recean nu a fost de găsit astăzi pentru a oferi o reacție. Decretul prin care Recean a fost numit și secretar al Consiliului Suprem de Securitate a fost semnat ieri de președintele țării Maia Sandu. Recean a fost în cabinetul premierului Iurie Leancă alături de Maia Sandu, care era atunci ministru al educației. Funcția de consilier prezidențial a devenit vacantă după ce Ana Revenco a fost numită ministru al afacerilor interne. Consiliul Național al Monumentelor Istorice va reexamina proiectul de execuție avizat de fosta componență care a stat la baza emiterii autorizației de construcție de către primărie pentru un complex locativ cu 7 etaje în zona centrului istoric al Chișinăului. Potrivit unui studiu al Centrului Național Anticorupție, atunci proiectul a fost aprobat fără un proces verbal care să motiveze avizarea. Proiectul de execuție pentru construcția complexului locativ pe strada Alexei Mateevici 109-2 a fost respins de 3 ori de Consiliul Național al Monumentelor Istorice în anul 2020. Șeful CNMI de atunci, arheologul și istoricul Gheorghe Postică, ne-a spus că proiectul nu a fost avizat din mai multe motive. Construcția proiectată se află într-o zonă care, din punct de vedere legal, este protejată. Edificiul diminuează peisajul istoric din această zonă. Consiliul s-a condus după standardele internaționale din domeniul protejării monumentelor istorice. Terenul, cu o suprafață de aproape 24 de ari, se află în nucleul istoric al orașului. Pe lângă asta, este situat în zona de protecție a mai multor monumente de importanță națională, precum Parcul Valea Morilor, clădirea Ambasadei SUA și edificiul Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice. Asta spune arhitecturul Andrei Vatamaniuc și el a fost membru al Consiliului Monumentelor Istorice care a respins proiectul de execuție. Consiliul considerat că nu se încadrează ca înălțime raport cu monumentele care sunt în zonă, nu se respectau condițiile ambasadei Americii care este alături, condiții din punct de vedere a securității. Nucleul istoric e delimitat de câteva străzi, strada Mateevici trebuie privit ca un tot întreg, un ansamblu, pentru că avem clădiri și pe stânga și de dreapta care sunt monumente. În 2021, componența Consiliului Național al Monumentelor Istorice a fost modificată și proiectul de execuție pe baza căruia se execută lucrările de construcție a fost avizat. Potrivit unui studiu al Centrului Național Anticorupție, proiectul a fost aprobat fără publicarea unui proces verbal care să motiveze decizia luată. Vicepreședintele Consiliului de atunci ne-a spus că membrii au votat acest plan în contextul urbanistic existent în preajma terenului. Eu nu văd o problemă pe dezvoltarea urbană, chiar și urcarea pe verticală a volumilor în nucleul istoric al Chișinău. Nu am atent ce să nu, vis-a-vis unei ambasada Germaniei. Noi avem, deja avem o dominantă de 10 nivele. Respectiv, peste drum, eu fără o problemă am acceptat această dominantă. În 2021, Consiliul Municipal Chișinău a aprobat o decizie prin care se arată că în nucleul istoric al orașului, construcțiile din preajma monumentelor istorice nu trebuie să depășească cu mai mult de 3 metri înălțimea cornișei generale a obiectivelor cu statut de monument. Componența CNMI a fost schimbată din nou în acest an. Ministrul Culturii ne-a spus că noi membrii vor examina legalitatea deciziei de a aviza proiectul. Ceea ce ține de perioada obscură, să zic așa, a fostei componente, care iată într-o perioadă de jumătate de an au dat aviz pozitiv la un număr record de dosare, fără transparență, fără motivații de ce da sau de ce nu, toată această activitate va fi reevaluată de noua componentă CNMI.
Legalitatea autorizației emise de primărie este investigată de Agenția de Supraveghere Tehnică și Oficiul Teritorial Chișinău al Cancelariei de Stat. La sfârșitul lunii decembrie anul trecut, primăria a emis autorizația de construcție pentru complexul cu 7 etaje care ar urma să fie ridicat în zona de protecție a centrului istoric al orașului. Terenul de pe strada Alexei Mateievici 109/2 a fost donat de primărie Comitetului Național Olimpic pentru a-și construi sediu. Forul l-a vândut însă unui dezvoltator imobiliar. În contractul de vânzare este indicată suma de 9 milioane de lei. Experții imobiliari au evaluat lotul de pământ la peste 1 milion de euro. Nemulțumiți de creșterea prețurilor la gaze din ultima perioadă, sute de oameni au protestat astăzi în centrul capitalei, cerând guvernării să revină la tarifele vechi. Manifestanții au adus cu ei mai mulți saci cu tizic, pe care i-au răsturnat în fața Parlamentului. Câteva sute de persoane, membri și susținători ai Partidului Civic, au protestat astăzi în fața Parlamentului, nemulțumiți de prețurile mărite la gaze, lumină și carburanți. Ca să se facă auziți, oamenii au răsturnat grămezi de tizic chiar în fața instituției. Всё, катастрофа! Умираем, просто умираем. Газ дорогой, свет дорогой, пенсия 1300, хлеб подорожал. Всё, как нам жить? Повышение цен на газ, на другие энергоресурсы, включая топливо. Стимас губернанца, астай и тизику, да? Так, прецурли, кари ля-ți промис, пентру попор, nu le-ați îndeplinit. O moldoveancă care tocmai a revenit acasă din Italia și a urmărit protestul susține că acasă mi se pare foarte rău. Deci în Italia este mai bine fiindcă este mai multă libertate. Prețul la gaz în țară este foarte scump. Pensia minimă este 2000 de lei. Deci dacă îți vine o factură de achitat de 2000 de lei, cum persoana poate să mai mănânce altceva? Tezic. În limba moldovenească asta se numește tezic. Și asta e principala sursă energetică pe care poate conta Republica Moldova după 6-7 luni de guvernare a Partidului PAS ca și sursă de viitor. Înarmați cu pancarte, oamenii au scandat în fața Parlamentului, iar ulterior au mărșăluit până la guvern, cerând soluționarea problemei. Responsabilii de la Parlament au anunțat că vor veni luni cu o reacție în acest sens. Membrii formațiunii au protestat și săptămâna trecută. Anterior, Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a aprobat prețul de 15 lei și 18 bani la gazele naturale, mai puțin decât a cerut Moldova Gaz. Seara trecută, un alt local din capitală a sfidat măsurile antipandemie impuse de autorități. Clienții au fost lăsați să chefuiască până târziu după miezul nopții, iar odată cu apariția poliției și a mascaților de la Fulger, administratorii clubului de noapte s-au baricadat în interior cu tot cu clienți și au încuiat ușile. Întrucât nu aveau voie să intre cu forța în local, mai bine de 2 ore oamenii legii au purtat discuții telefonice cu proprietarii localului pentru a li se deschide ușa. Deși era trecut de ora 22, în acest club de noapte din centrul capitalei, clienții intrau și ieșeau după bunul plac. Unii chiar au fost zăriți cum intră în interior prin ușa din spate. În timp ce făceau razii prin oraș, polițiștii și mascații de la Fulger au observat agitația din zonă, așa că s-au apropiat pentru a verifica dacă se respectă sau nu măsurile împotriva pandemiei impuse de autorități. Imediat ce i-au observat, administratorii au încuiat ușile localului, baricadându-se în interior împreună cu clienții. Rând pe rând, în fața localului s-au adunat mai mulți șefi din poliție. Aceștia au început să bată la ușa din spate, cerând să li se deschidă. Din informațiile care le avem, înăuntru se află careva persoane, deci se activează. Poate intra cu forță? Deocamdată nu. 5 echipaje de poliție au blocat toate ieșirile din local. Aici sunt mai mulți mascați de la Fulger care așteaptă să le se spună cum să acționeze mai departe. Administrația a încuiat ușa și a stins luminile, în timp ce în interior se află clienți. Acum responsabilii de la poliție negociază cu cei din administrație ca să le se deschidă ușa. După aproximativ 2 ore de negocieri, timp în care polițiștii au înroșit telefoanele, administratorii localului au descuiat ușile. În interior se aflau în jur de 50 de persoane care stăteau la mese.
După ce au intrat în interior, polițiștii au început să verifice actele și certificatele de vaccinare. Muzica a fost oprită, iar unii și-au acoperit fețele. Alții însă au continuat să se distreze și să consume, deși mascații sunt în fața lor. Credeți că nu lucrează localurile după ora 22? Eu 22.01 de la un timp, уже все не мог. Вас закрыли? Да. Нет. Да. Полиция окружила и не выпускала. Не помню. Можно привет бабушке передать? Знаем. Дети у нас есть вакцина, ПЦР-тест, маски и все вместе. То есть заразиться невозможно. Можете показать? Да, конечно. Нет. А вот вам покажу, а вот на камеру не покажу. Сам вакцинат, а то кедичину. Ви с-а спус atunci când ați intrat în local? Doar am revenit în țară, nici n-am întrebat. Administratorii localului nu au vrut să discute cu noi. Unul dintre paznici a dat cu mâna peste cameră și ne-a interzis să filmăm. După ce au scris explicații, clienții au fost lăsați să plece fără a fi amendați. Oamenii legii ne-au spus că toți aveau certificate de vaccinare. Pentru ce a fost nevoie ca ei să fie verificați dacă totuși nu sunt amendați? A fost necesar să fie verificați deoarece care se stabilește fără certificat COVID sunt pasibil de pedeapsă contravențională. Nici administrația localului nu a primit aseară o amendă. Polițiștii spun că urmează să documenteze cazul, iar o posibilă sancțiune s-ar încadra între 10 și 75 de mii de lei. Dacă va fi achitată timp de 72 de ore, amenda va fi de două ori mai mică. Un incident similar s-a întâmplat și săptămâna trecută. Administrația unui local s-a baricadat în interior cu tot cu clienți și a stins lumina, iar timp de 3 ore oamenii legii au dus tratative cu administratorii până aceștia au descuiat ușa. Portalul deschide.md a scris că printre cei care chefuiau în local se aflau procurori, magistrați și ofițeri ai CNA, lucru negat de cei de la CNA și Procuratura Generală. La 100 de ani, un bărbat din Cimișlia este plin de viață, energic și glumește mai mereu. Marele caz al bătrânului este că a rămas singur pe lume, iar de ziua sa a fost felicitat doar de autorități. N-am zis acasă, dar Dumnezeu ne-a dat putere. Aflați detalii despre povestea de viață a bărbatului de 100 de ani imediat la știri. Peste 42 de milioane de lei, atât vor primi partidele politice din Republica Moldova anul acesta din bugetul de stat, cu 8 milioane mai mult decât anul trecut. Cei mai mulți bani vor ajunge la partidul PAS, peste 1 milion de lei în fiecare lună. Socialiștii vor primi până la aproape 700 de mii lunar, iar comuniștii peste 160 de mii de lei. Partidul Șor, chiar dacă a intrat în Parlament, a fost lipsit de subvenții anul acesta pentru mai multe încălcări pe care le-a făcut, susține CEC. Cuantumul lunar al subvențiilor care urmează să fie alocate partidelor politice în acest an a fost stabilit de Comisia Electorală Centrală. Potrivit hotărârii, cea mai mare sumă va fi alocată Partidului Acțiune și Solidaritate, peste 1 milion de lei lunar. Urmează comuniștii și socialiștii. PSRM va primi lunar aproximativ 700 de mii de lei pentru rezultatul obținut la ultimele scrutine electorale, iar PCRM se va alege cu peste 160 de mii de lei. Și partidul nostru al lui Renata Usată va beneficia de aproximativ 230 de mii de lei pe lună, chiar dacă nu a acces în Parlament. La fel și Platforma DA, care a obținut o subvenție de la stat în sumă lunară de puțin peste 230 de mii de lei, iar Partidul Democrat va primi peste 300 de mii de lei pentru rezultatele obținute la ultimele alegeri locale generale și parlamentare. Câteva zeci de mii de lei vor ajunge și la ceilalți concurenți electorali care au participat la ultimele scrutine, iar în total, pentru finanțarea partidelor politice, anul acesta din bugetul de stat s-au alocat peste 42 de milioane. De lei. Suma este cu 8 milioane de lei mai mare decât anul trecut, iar asta pentru că veniturile la buget au crescut, spune CEC. Totodată, Comisia Electorală a hotărât că Partidul Șor nu va primi subvenții anul acesta pentru că a admis încălcări la declararea cheltuielilor din campanie. Iar în cazul Partidului Liberal, Partidului Politic Noi și Partidului Oamenilor Muncii, subvenționarea a fost suspendată pentru o perioadă de 6 luni, formațiunile urmând să-și primească banii
pandemiei din luna iulie. Potrivit legii privind partidele politice, cuantumul subvențiilor se stabilește în fiecare lună în funcție de rezultatele obținute de formațiuni la alegerile parlamentare, cele locale generale, dar și cele prezidențiale. Contează foarte mult și numărul femeilor, dar și al tinerilor, care reușesc să obțină rezultate în urma scrutinelor electorale. Daniela Andreev, Pro TV. Cancerul nu este o sentință la moarte, a demonstrat un bărbat din Ialoveni diagnosticat cu această boală cruntă la 44 de ani. Înarmat cu optimism și multă răbdare, acesta a luptat cu toată forța pentru viață, iar după un tratament lung și dureros a ieșit învingător. Am avut o durere într-o bună zi, unde am mers la o investigație și m-a spus că am ceva, ceva la ficat. După care am făcut multe investigații și am ajuns la aceea că trebuie urgent operat. Am avut două operații, una la colon și una la ficat. Așa a aflat că suferă de o boală cruntă, cancer colorectal. Acest diagnostic nu este o sentință și depistat în faza incipientă, boala poate fi tratată. Tratamentul pentru fiecare pacient se alege în parte de o echipă multidisciplinară care include în componența sa medicul-oncolog obligator, chirurgul, radioterapeutul, imagistul, medicul patomorfolog și neapărat trebuie să fie și un psiholog. Bărbatul are doar 44 de ani, în pofida optimismului, diagnosticul și perioada de tratament l-a marcat mult, atât pe el cât și pe familia lui. E greu și cu gândul, e greu și din toate punctele de vedere, și sufletește, și moral, și fizic, e greu. Pe lângă tratamentul chirurgical, chimioterapia rămâne a fi unul dintre pilonii principali în tratamentul cancerului, iar preparatele folosite sunt numite citostatice. Chimioterapia este unul dintre etapele tratamentului pacientului cu cancer. Preparatele sau medicamentele chimioterapice, citostatice, ele pot fi administrate și per oral, adică putem să înghețăm pastiluțe sau pot fi administrate sub formă de perfuzii, ori injecții intramusculare, subcutane. De câte ori vin, facem un control total și pe urmă facem chimioterapia. Efectele adverse pe care le simt pacienții variază de la caz la caz. Am făcut prima chimie, nu mi-a fost nimic. Am făcut și a doua, nu-i nimic. Așa, o reacție apare acum la a patra, puțin ca pe piele, dar nu e strașnic așa. Cele mai frecvente efecte adverse a chimioterapiei sunt greața, voma, senzația de slăbiciune, fatigabilitate, care apar mai rapid. Totuși, chimioterapia a evoluat foarte mult în ultimul deceniu. Acum nu mai este atât de înfricoșătoare. Trebuie să faci chimioterapia după așa o operație. De exemplu, am avut cunoștință care și-au decedat din cauza ce că nu au vrut să o facă. Eu nici nu m-am gândit la asta. Cancerul colorectal înregistrează o creștere în țara noastră. Dacă în anul 2016 în Moldova erau înregistrate 1265 de cazuri, în 2019 numărul total de pacienți s-a mărit cu 100. Să ai 100 de ani e și bine, e și greu, asta spune un bărbat din Cimișlia care a împlinit astăzi respectabila vârstă de un secol. Chiar și așa, Andrei Corlăteanu e plin de energie și afirmă că secretul longevității sale este simțul umorului. Întrucât e singur pe lume, bătrânul a fost felicitat doar de autoritățile locale care i-au oferit flori, bunuri materiale și o diplomă de centenar. Nici n-a zisat. De-a unit. Timpul unit. N-a zisat ca să am aniște. Dar Dumnezeu ne-a dat puteri. Andrei Corlăteanu este din Cimișlia, iar astăzi a împlinit vârsta de 100 de ani. Bătrânul nu are pe nimeni, așa că ziua sa de naștere a fost marcată în mod simbolic de către autoritățile locale. Este un bunel de exemplu. Trebuie să le purtăm tuturor veteranilor stimă și respect. El e ultimul veteran din raionul Cimișlia. La aniversarea sa de un secol, bătrânul a primit de la autorități suma de 4.000 de lei, diplome, flori, produse alimentare, dar și o medalie de aur oferită de Uniunea Ofițerilor. De ziua sa, ca și în celelalte zile de altfel, Moș Andrei a stat singur, este văduv și nu a avut niciodată copii. Eu copii n-am avut deloc. Și a avut măcar un lângă mine, măcar noi. Nu a fost nou la mama, nou. Dacă eu n-am avut dic. Cei care mai vin pe la el sunt prietenii sau nepoții de la fratele său, care sunt și ei în vârstă. Cine, la mulți ani, fii sănătos. El își face singur mâncare.
El nu vrea pe nimeni să intre la dânsă. Așa că să vei o parte, o doamnă acolo, să vei să-i fac. Mă duc la magazin, cumpăr produs, ceva acolo. Mă mai întâlnesc cu prietenii, mai stăm de vorbă. Acasă e urât. Iar în curte îl așteaptă cu minți cele două pisici. În casa sa modestă, cele câteva fotografii de pe perete îi amintesc de familia pe care a avut-o. O poză veche cu frații săi îi înneacă ochii în lacrimi. Niciunul dintre ei nu mai este în viață. Numai eu, Arabas, ia că ne intră aici. Te-a trecut Dumnezeu să iată. La viața sa de 100 de ani, Moș Andrei a trecut prin foc și sabie. Pe frontul celui de-al doilea război mondial a ajuns până lângă Berlin, unde a fost grav rănit. Dacă aici ascolcă, omăs, ascolcă, de la nemți, n-ai de încotro, period, nici acum nazat. Iar pensia sa de veteran de 1700 de lei este mai mică decât factura la gaze, pe care trebuie să o plătească. Că ne așa n-ajui, piață mitică, eu trebuie să am... De veteran, război, trebuie să am mulți bani, dar... Totuși, bătrânul susține că secretul longevității sale este simțul umorului, care îl ajută să treacă peste toate. Bătrânețe, haine grele, nici acelea nu zăbiele. În țara noastră sunt peste 100 de persoane cu vârste trecute de un secol. Majoritatea sunt femei. În Maroc continuă eforturile disperate pentru a scoate copilul de 5 ani căzut într-o fântână adâncă de 30 de metri. Băiețelul stă acolo de 3 zile, iar misiunea este tot mai anevoioasă, pentru că ultimii 2 metri până a ajunge la el sunt cei mai dificili din cauza riscului mare de alunecări de stânci. Zeci de utilaje au făcut o groapă uriașă, iar acum se sapă un tunel orizontal de 3 metri în paralel cu securizarea perimetrului de către echipele tehnice pentru a se apropia de locul în care este blocat copilul. Ultimii 2 metri pentru a ajunge la băiatul blocat în fântâna de 32 de metri sunt cei mai dificili din cauza riscului de alunecări de stânci. Până acum nu se știe nimic despre soarta micuțului Ryan, dar cu cât trec orele, cu atât se instalează îndoiala cu privire la șansele de a-l găsi în viață. În condiții dificile, salvatorii au lucrat fără întrerupere în ultimile ore ale nopții de vineri spre sâmbătă, în lumina reflectoarelor puternice. Mii de oameni au venit în zonă în ultimile zile, unii de departe, în semn de solidaritate, și stau la fața locului în ciuda fricului din această zonă muntoasă, aflată la o altitudine de aproape 700 de metri. نتمنوا كان نكرو نجو مزيان ثانيين عندو نجبرو حي والله يصبر والدين ديالو الله يفكو على خير. حنايا راه الدري هذا حنا عندنا ولادنا قدو لا ملي طاح الدري هذا راه بحال طاحنا ولدنا Băiatul de 5 ani a căzut marți după amiază într-o fântână secată cu adâncime de 32 de metri, îngustă și greu accesibilă, săpată în apropierea reședinței familiei lui. O cameră coborâtă la adâncime a arătat că băiatul este conștient. Salvatorii au coborât în puț și un tub prin care transmit oxigen. În zonă staționează un elicopter care va transporta copilul la spital imediat ce va fi scos de acolo. Cea de-a 12-a ediție a show-ului România au talent a revenit în forță, iar prima emisiune s-a lăsat cu 2 golden buzzer și emoții până la lacrimi. Să-l răsplătesc cu cea mai bun. Pentru Emanuel. Cine sunt norocoșii care vor merge direct în finală, dar și detalii despre moldovenii care au urcat pe scena talentelor aflați în câteva momente la show. Un detașament de militare americane a ajuns în Polonia ca parte a contingentului pe care SUA îl va disloca temporar în contextul crizei ucrainene. Anunțul a fost făcut de ministrul apărării de la Varșovia. Soldații detașați au fost implicați în operațiunea de evacuare de la Kabul din august anul trecut. Me and the rest of our formation here, we're just ready to go and support whatever the nation needs us to do. And whatever that means we do, that's what we will do. Într-un mesaj, ministrul polonez al apărării a menționat că acest contingent de militari americani a comandat operațiunea de evacuare de la Kabul din august 2021 și provine de la una dintre bazele cele mai faimoase din SUA.
Autoritățile de la Varșovia au cerut anterior Statelor Unite să sporească potențialul militar și au avertizat că Rusia ar putea să invadeze Ucraina în timpul Jocurilor Olimpice de iarnă, care au început ieri în China. În total, în Polonia vor fi dislocați circa 1700 de militari americani. De asemenea, circa 1000 de soldați vor fi detașați din Germania în România. În prezent, în bazele SUA din Europa sunt aproximativ 60.000 de militari americani. Varșovia a solicitat în mod repetat Washingtonului să trimită mai multe trupe în Polonia ca măsură de descurajare în fața Rusiei. Președintele Turciei, Recep Erdogan, s-a infectat cu COVID-19 după ce acum două zile a fost într-o vizită oficială în Ucraina. Acesta a fost testat pozitiv cu varianta Omicron, dar nu are simptome severe. Pe pagina sa de Twitter, președintele Turciei a anunțat că și soția sa este infectată și că va continua să lucreze de acasă. Erdogan a efectuat o vizită în Ucraina în semn de solidaritate în disputa acesteia cu Rusia, care a desfășurat peste 100.000 de militari la frontiera comună. Acesta s-a oferit să medieze situația dintre Moscova și Kiev, dar a avertizat Rusia să nu invadeze Ucraina. Varianta Omicron ar putea fi fază de final a pandemiei în Europa. Este un scenariu plauzibil, potrivit directorului regional pentru Europa al OMS, datorită imunizării puternice actuale în spațiul european și a severității mai scăzute a variantei Omicron. Hans Kluge îndeamnă totuși la prudență. Astăzi în Rusia s-au înregistrat peste 175.000 de noi cazuri, cele mai multe de la începutul pandemiei. Varianta Omicron a coronavirusului, care ar putea infecta circa 60% din populația Europei până luna martie, a declanșat o nouă fază a pandemiei COVID-19 pe acest continent, dar ar putea să-l apropie de deznodământul ei. This period of higher protection should be seen as a ceasefire that could bring us enduring peace. Declarațiile vin în contextul în care tot mai multe țări europene au anunțat eliminarea restricțiilor sau renunțarea la marea majoritate a lor. Expertul crede că odată ce valul Omicron se va calma, vor exista câteva săptămâni de imunitate generală, fie datorită vaccinului, fie trecerii prin boală. In the European region, there is a singular opportunity to take control of the transmission because of the congruence of three elements. First, a large capital of vaccine-derived and natural immunity by Omicron. Second, a favorable seasonality pause as we move out of the winter. And third, a lower severity of the Omicron variant now well established. Varianta Omicron a coronavirusului, mai contagioasă decât Delta, este în prezent dominantă la nivel european, dar nu a înlocuit-o complet pe aceasta din urmă, care continuă să se răspândească în paralel cu Omicron. Afirmațiile directorului OMS pentru Europa par mai optimiste decât tonul general al organizației vis-a-vis de pandemie. Directorul general al OMS avertiza în urmă cu două zile că este prematur ca țările să revendice victoria în fața COVID-19 sau să renunțe la încercările lor de a opri transmiterea virusului. We are concerned that a narrative has taken hold in some countries that because of vaccines and because of Omicron's high transmissibility and lower severity, preventing transmission is no longer possible and no longer necessary. Nothing could be further from the truth. More transmission means more deaths. Peste 90 de milioane de noi infectări cu coronavirusul au fost depistate de la descoperirea variantei Omicron în urmă cu doar 10 săptămâni. În cele 53 de state membre ale regiunii OMS Europa, dintre care unele sunt situate în Asia Centrală, numărul contaminărilor a crescut odată cu apariția variantei Omicron, care a devenit dominantă. Aproape 12 milioane de noi cazuri au fost înregistrate săptămâna trecută, conform datelor Organizației Mondiale a Sănătății, cel mai mare număr de la debutul pandemiei în urmă cu 2 ani. Talibanii au numit o femeie la conducerea maternității din Kabul. Este o premieră, dat fiind că până acum aceștia le-au exclus pe femei din guvern, le-au restrâns libertatea de circulație, dreptul la educație și le-au blocat accesul la multe dintre locurile de muncă disponibile. Numirea are loc în condițiile în care Afganistanul se confruntă cu o criză umanitară de proporții, iar în ultimele 6 luni spitalele sunt la limită, iar cei mai afectați sunt copiii.
Din cauza foametei care amenință Afganistanul, ca rezultat al secetei, dar și al retragerii organizațiilor umanitare după ce talibanii au preluat controlul, suferă mai ales copiii. Părinții care nu-i mai pot hrăni obișnuiesc să-i ducă la spital. Hadia a stat flămândă timp de câteva săptămâni. Mama nu a mai putut să o alăpteze, iar familia nu și-a permis să cumpere lapte. Acum 14 zile au dus-o la acest spital din Kabul. She was much worse before. Here she's fed milk every hour and she can keep it down. Ca asistentă, Sakina îngrijea în mod normal 5 pacienți. Acum sunt peste 20. În prezent, numărul pacienților care vin zilnic la spital este atât de mare încât nu toți pot fi internați. More and more of the children we see here are malnourished. We need more medicine, more space, more staff and other resources for the many patients. She's already lost two other children. Acum, fiica cea mai mică luptă pentru viață. Kadia are o serie de complicații care în mod normal ar putea fi tratate ușor, dar nu sunt timpuri normale pentru o țară unde foarte puține funcționează. Fetița are pneumonie și febră și pe lângă toate mai este și flămândă. They bring in a nebulizer to help. În noaptea după ce reporterii Sky News au filmat acest reportaj, Kadia a murit, deși putea fi salvată dacă ar fi trăit în alte timpuri sau în altă țară. Decesele în rândul copiilor au crescut dramatic în ultimele 6 luni, iar în saloanele maternității zeci de femei stau să nască. Somaya și alte adolescente care au fost căsătorite la vârsta de 14 ani stau cu frica deoarece trăiesc într-o țară cu cea mai mare rată de mortalitate a femeilor la naștere. Pentru aceste tinere, experiența maternității este o provocare. I'm really scared I'm going to die, Asiya says. You'll be okay, Dr. Wahida tells her. We'll look after you. Afganistanul se confruntă cu o criză alimentară fără precedent. Numărul copiilor din Afganistan care nu au parte de suficientă mâncare a crescut cu 3,3 milioane de când talibanii au preluat controlul asupra țării în august, conform unei analize a organizației Salvați Copiii. 5 persoane au murit și alte câteva au fost rănite în urma avalanșelor de zăpadă produse în provincia Tirol din Austria. Una dintre victime a fost dată dispărută inițial, iar după câteva ore a fost găsită fără suflare. Deși la fața locului au fost trimise mai multe elicoptere, salvamontiștii au reușit să scoată la suprafață un singur supraviețuitor. Vârsta și naționalitatea victimelor nu au fost anunțate deocamdată. Incidentul de vineri a reprezentat unul dintre cele mai grave accidente produse de avalanșe în acest sezon de schi din Austria. Din cauza zăpezii proaspăt căzute, aproape 60 de avalanșe s-au produs joi și vineri doar în provincia Tirol. Prima medalie de aur la Jocurile Olimpice din Beijing a fost cucerită de o sportivă din Norvegia, iar campionul din Formula 1, Max Verstappen, a participat la o cursă pe un circuit acoperit de gheață. Între timp, moldoveanca Doina Deschelui se pregătește intens pentru proba de sanie la Olimpiada din China, cum se desfășoară antrenamentele, dar și cine sunt echipele calificate în finala campionatului european de futsal, vă spunem în câteva minute când revenim cu mai multe știri din sport. Aseară s-a dat startul celui de-al 12-lea sezon România au talent. Chiar din prima ediție, show-ul a debordat de talente impresionante și emoții până la lacrimi. Primele două golden buzzuri au fost deja date, iar o pereche de dansatori moldoveni au făcut furori. Primul Golden Buzz a fost oferit de Andra pentru Emanuel Ion, un adolescent de 15 ani din Constanța. Tânărul este nevăzător din naștere și cântă la 5 instrumente. Emanuel va merge direct în finală. Să-l răsplătesc cu cea mai bun. Pentru Emanuel... Al doilea Golden Buzz a venit din partea lui Smiley și a lui Pavel Bartoș pentru un număr cu totul special. Alex Dowis, un ceh în vârstă de 42 de ani, a pictat cu lumină pe scenă.
Pe scena talentelor au făcut senzație și un cuplu de dansatori moldoveni. Ecaterina Dosan și Iulian Țurcanu au primit doar cuvinte de laudă din partea juraților. Iar Alex Furman a ridicat toată sala în picioare cu un număr de magie. Smiley și Bartosz au apăsat butonul auriu, iar tânărul merge direct în semifinale. Undeva la mijlocul pachetului este o singură carte care este cu fața în jos. Și dacă întorc o să vedeți că este popa de inimă roșie. Acum! Show-ul României au talent poate fi urmărit în fiecare vineri la ora 21, imediat după știrile Pro TV. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile. Urmează filmul Îngerii lui Charlie. Nu uitați, dacă aveți informații care pot deveni o știre, puteți să ne contactați oricând la numărul de telefon 0222 13645. Iar dacă aveți imagini, le puteți trimite pe site-ul protv.md, dar și pe Viber, WhatsApp sau Telegram la numărul 0794005008. O seară frumoasă să aveți!